Bună ziua! Bună ziua! Sunt pe Kitsa Lake, lângă mine lampă Mihai Alexandru, colaborator la eminuscrap.ro. Salutare din nou! Unul din partenerii eminuscrap.ro. După cum v-am anunțat, astăzi a avut loc pe... astăzi și mâine va mai continua năvodire și scoaterea peștelui mic, mutarea lui în partea din spate a bălții. Ne aflăm acum la penultimul năvod, ultimul pe ziua de astăzi. Mâine va mai fi introdus, va mai fi băgat toată năvodul pentru zona din fața lacului, unde sigur vor fi și exemplare capitale. Alex, ce poți să le spui prietenilor noștri? Ce pot să le zic? Să vină cu încredere la baltă. Astăzi am scos o parte din peștele mic, undeva la o tună și jumătate, până din acum, ce am numărat noi și ce am calculat. N-au fost decât 3 năvoade până acum. 3 năvoade, da. Patru la care am desfășurat acum. Putem să vă zicem și o să vedeți și în imaginile următoare peștii, da, care au fost scoși la năvod. Au fost pești frumoși, pești la 7, 8, 10 kg, peste 10 kg. Vedetele bălții încă nu și-au făcut apariția. Mâine le vom vedea cu siguranță. Au fugit, n-au vrut să apară astăzi în cadru, asta e, ne le vedem mâine. Da, oricum, balta a fost năvodită, s-a pus un gard din alt năvod înaintea năvodului și tot așa, deci practic nu are cum, n-au scăpat, n-au trecut în spate decât foarte puțin pești, n-au apucat să treacă. Edi, năvodul ăsta era necesar, acum vom avea, categoric, zic, cu siguranță vor apărea peștii care sunt ai bălții și care au fost băgați de-a lungul timpului. Eu, ca să eliminăm mitul ăla, știi, pe Kitsa găsim doar pești mici și nu găsim, da, pești mari. Eu sper să mutăm în spate cam 3 tone de pește, să avem, să mai eliberăm balta de pește mic, pentru a putea aduce pește mare. Așa cum am promis, poporile vor continua pe Kitsa Lake. Sunt deja comandați, sunt comandate 5 tone de pește între 5 și 9 kg și multe, multe alte surprize. Între timp, ce vreau să vă mai zic, între timp au mai fost introduși pești mari, nu-i mai filmăm, mă lăsăm să-i prindeți. Eu, da, filmările le am, le pot pune la dispoziție oricui, celor care nu cred. Cel mai mare fiind acum undeva la 23.500, cam așa e. Un ten, da, introdus, care se pare că se simte foarte bine. N-ai ieșit încă, categoric, n-ai ieșit încă la... Va trece o perioadă de timp până va ieși. Pentru că și acum, cine vine pe Kitsa Lake, cine a venit pe Kitsa Lake, a avut ocazia să prindă pești neînțepați. Pești băgați în primăvară, care de-abia acum s-au obișnuit și au început să mănânce. Eu sunt unul dintre pescarii care au prins pești, da, neînțepați. Adică am ultimele 6 partide, le am aici. Da. Eu pe standul 8, Nicu Păunescu aici pe standul 7. Și majoritatea peștilor, 7, 8, 10, uite, sâmbăta trecută, de exemplu, soția lui Nicu, împreună cu prietena sa, au prins un crab la 10, aproape de 11, neînțepat. Da. Majoritatea peștilor care am prins noi, la 7, 8, 10, 12, au fost neînțepați. Ăia mai mintite, într-adevăr, și aia mici erau neînțepați, au fost și înțepați. Dar mulți pești neînțepați și-au făcut apariția mai departe. Acum să nu uităm și de aspectul că el până se acomodează cu balta, categoric, vremea a fost cum a fost. Categoric, da, e o schimbare și pentru mai ales pentru cei mari, care bănesc că se acomodează mai greu cu balta. Plus că balta n-a mai fost pescuită, trebuie să ținem cont de treaba asta. Și... da, ăsta e primul factor, balta n-ai mai fi pescuită în momentul când s-a făcut primul concurs. Atunci a fost o presiune foarte mare pe balt. Da, au fost cam 3 concursuri organizate a noastră pe Kitsa Lake. Iar cam în tot de 500, ce să vă mai zic, noi vă așteptăm pe Kitsa Lake, o să aveți mari surprize, vă garantez. 2-4 septembrie avem și un concurs. Gata, ai zis? Iartă-mă. Concurs low cost. Concurs fără premii în bani, un concurs în care fair play-ul va fi cuvântul de ordine. Un concurs al pescarilor sportivi, care nu alargă neapărat după un premiu în bani, ci mai mult după competiție.
Aproape băieții au terminat de întins cel de-al doilea năvod folosit pe post de gard. Este întins, deja au ajuns la standul 5 aici. Năvodul principal, dar gardul, ca să zic așa, al doilea năvod pentru gard. Să nu... Peștele care nu au fost năvodite încă, zona care nu a fost năvodită, peștele din zona respectivă să nu treacă în, în zona care a fost năvodită. Băieții au început să tragă năvodul. O să ridicăm din nou drona și să încercăm să intrăm în, în live pentru noastre, să aveți câteva imagini. Ne cere scuze pentru live-ul de astăzi. Da, trebuie să spunem și treaba asta. Semnalul nu ne-a ajutat. Edi a uitat unele lucruri acasă, trebuie să-l înțelegem. A fost ceva fantastic săptămâna asta, weekendul ăsta. Ba, laptopul, ba, mixerul, video, da. N-am ce. Se mai întâmplă, de important e că am avut dron, avem imagini. Da, o să avem imagini chiar și în seara asta, probabil, sau dacă nu mâine sau pe mine voi reuși să prelucrez tot și vom avea cam o oră de filmări lejer. S-a filmat foarte mult. Trebuie să le spunem prietenilor noștri pescari că de aici pe Baldăsov vor mai face live-uri, să vor mai face discuții, vom mai avea pescari renumiți la noi din țară invitați la pescuit, la o discuție, felul în care să pescuiește pe baltă, abordarea lui, toate o să vină în timp. Categoric. Ce să zic, vă dorim vizionare plăcută în continuare și să ne fir întins. Fir întins vă urăm, nu uitați să urmăriți canalul nostru, să ne dați subscribe pe YouTube și ne vedem acolo.